Eu, salutare golanilor, bine ați venit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi deschidem premiile de la Division Rivals. Din păcate, n-am ajuns mai sus de Divizia 4-a. Avem o victorie în Divizia 4-a. O să luăm 3 tuble astăzi. Dar înainte să deschidem pachetele, nu uitați să dați și voi butonul ăla de like, să-l apăsați acolo forță rău de tot, să dați un subscribe la acest canal. Și dacă vă place ceea ce fac, lăsați în secțiunea aia de comentarii. Și hai să dăm la pachete. Let's go! Bam! Și luăm opțiunea 3 tuble, după cum am zis. Rar Mega Pack și un Prime Gold Player Pack, doar atât. Rar Mega Pack și... Da, o să luăm Untradeable. Sau asta, un Rar, un Prime. No, am zis că luăm Tradable, luăm Tradable. Dacă ne dă, ne dă, dacă nu, nu. Ne vedem de drum în continuare. Deci, hai să vedem. Store. Un prime și un rar. Hai cu prime-ul prima dată. Come on. Nu e nici măcar board. Ne-l-a dat pe... Nu mai contează cine. Un distrus. Și ne dă picurile astea care m-au început să mă dispere. Că nu te ajută la nimic, efectiv. Îți dă 1.000.000 de picuri din astea. Le-a dat un Laporte 86. E ok. Și restul... Cred că majoritatea o să se ducă în Quick Sell. O vedem noi după aia. Ok. Și aici cu Rar Mega Pecu. Come on, come on, hai. Opa, Pet to Glory. Englez, left wing, Sterling cumva. Jack Grealish. Se putea mai bine, bro, se putea mai bine. Bă, știi că e scump el grilișul ăsta. Jack Grealish. A, doi mâncați-o și e bine. Aveam și un Ovieda de 85. Două carduri Pet to Glory. Nice. Ăștia hap, 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 hap. Așa. Asta s-ar putea să vândă cu ceva. Hai să luăm și șeturile astea aici. Kai Havertz. Jonathan Tah. Mă, picurile astea mă omoară. Aici avem pe amândoi, nu mai contează. Marțial. Ok. Și David din Canada. Hai să vedem cât costă... Ia uite bă, mi Cât l-a dat costă pe mine asta? ăsta. Ohoho! Stai că e 100 și de coco. E bine, zgolanilor. E win. E win. 100 și un pic de coconeje aici. Super bine. Și hai să vedem Oviedo ăsta. Ăsta e la Quick Sell. Deci n-are rost să mai stăm. Îi dăm Quick Sell direct. Ăsta îl trimitem pe market. Bang. Bun. Bun, și acum urmează să completăm swap-urile astea, token-urile astea, le băgăm repede aici. Chiar dacă la Rivals nu ne-a dat nimic, poate ne dă aici. Hai să vedem ce ne rezervă acest pachet de 84 ori 20 pack. Așa că, come on, let's go. Bang, băgăm la club. Mai avem și ceva pachete de la obiective. O să le deschidem și pe alea. Avem 704.000 de cocoși, de coconeji acolo, de coconeji. Și avem pachetele astea. O să deschidem prima dată grup C Essential Pack, îl dăm repede, bam, 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 bam. Are aici, n-are ce să fie oricum, de acum nu cred că ne mai ajută mult Essential Pack-urile astea. Mi-a dat alial geabară ăștia. După aia avem un 80 așa plus, ok, că mă, n-ai cu ăsta. Aici nu mă aștept la nimic, că niciodată nu dă n-aș, în pachetele astea ceva. Da, plecate, cu, ok, out, acasă. Mai avem un premium gold player pack și un ăla care ne doare pe noi. Come on. Asta... Nu, nici n-am lăsat să văd ce e. Oh! Oh! Ăsta l-am mai prins odată. Și a fost la Quick Sell și acum tot la Quick Sell. Ah, dar e untradeable. Îl păstrăm atunci dacă e untradeable. Dacă e untradeable, îl păstrăm. Îl păstrăm. Special one. Ok, și avem primul pachet de 84 plus 20 de player pack, așa că
Hai, din aia 20 de player, 84 plus, dă-ne ceva mare. Come on, let's go. Hai să vedem, hai să vedem. Fingers crossed, e special. E special. Ai Al Jawar cumva, Al Wairan ăla? Guys, guys, it's a big win. It's a fucking big win. It's a dub. Wow, wow. 99 pace, 86 shooting, 92 dribbling. Nu puteam să cer mai mult. Nu puteam să cer mai mult. Mai avem și ceva special în spate? Si, Cristiano Ronaldo! Si. Alexander-Arnold, Sterling, ok, ok, ceva mai pe aici așa. Și-l avem iar pe Oviedo ăsta. N-am ce să-i fac. Și pe Bonu? Ok. Am văzut și un Varan aici. De asta vedem la ăștia de 84. Nu am fost atent. Varan, ok. Avem ceva, vreun Cunde, vreun astea, nu. Pedri, Costi, Sergio, Incucu, bun, Incucu. Cristiano Ronaldo și marele Al Wairan. Si, sí, it's a big win, guys. It's a big win. GG. Thanks. No, bun, cam acestea au fost și premiile de săptămâna aceasta din Division Rival. Cei drept divizia 4 are în cunul mai slăbuțe, însă pachetele de la Tradable astăzi și-au scos profit, au făcut peste 200 și un pic de K, iar la pachetul de 20 de jucători, 84 plus, am prins un mega win, l-am prins pe Al Wairan, un jucător de peste 700 de K, iar lângă el am avut și pe Cristiano Ronaldo, deci eu sunt foarte mulțumit de ceea ce am prins în acest pachet. Iar până data viitoare, ce să zic, nu uita să apeși butonul ăla de like dacă îți place ceea ce fac eu aici, să apeși clopoțelul să primești notificare de fiecare dată când intru live sau când postezi ceva, și să dai abonare la acest canal, asta ar însemna susținerea voastră pentru mine. Iar până data viitoare, până la următorul clip, fratele vostru ce să vă zică, ca de obicei, să fiți cu minte, nu cu minți. Ciao!